Iată titlurile acestei ediții. Viteza excesivă a luat viața unui tânăr de 22 de ani, pasager într-un automobil implicat în accident rutier în raionul Florești. Două dintre persoanele care au murit în urma exploziei din blocul de locuit de pe Bulevardul Moscovei sunt cetățeni ai Israelului. Trei persoane rămân internate în spital. Alți 18 locatari, ai căror apartamente le-au fost distruse în urma deflagrației, au fost cazați temporar la spitalul feroviar. Poveste emoționantă a bărbatului care a reușit să iasă singur de sub ruine în urma exploziei din sectorul Râșcani din Chișinău. Decanul Facultății de Drept de la Universitatea de Stat din Moldova, Sergiu Brânză, și un coordonator de doctorat au fost reținuți într-un dosar de corupție. O tânără din Chișinău ar fi fost violată de doi prieteni. Cei doi ar fi consumat droguri. Viteza excesivă a luat viața unui tânăr de 22 de ani, pasager într-un automobil implicat în accident rutier. Potrivit Inspectoratului Național de Patrulare, totul s-a întâmplat în noaptea de 9 octombrie, în jurul orei 1, în apropierea satului Izvoare, raionul Florești. Șoferul automobilului, un băiat de 24 de ani, s-ar fi deplasat cu viteză excesivă și ar fi pierdut controlul asupra direcției. La un moment dat, automobilul a derapat de pe carosabil și s-a izbit violent într-un pilon electric. Conducătorul automobilului de model Volkswagen Golf, un tânăr în vârstă de 24 de ani, deplasându-se pe carosabilul acoperit cu prundiș, a pierdut controlul ghidajului și s-a ciocnit într-un pilon de electricitate, după care s-a inversat. În urma impactului, un pasager de 22 de ani a decedat la fața locului. Cauza preliminară a accidentului este neadaptarea vitezei de deplasare la condițiile și situația rutieră. Totodată, șoferul de 24 de ani și alți doi pasageri în vârstă de 19 și 23 de ani au ajuns la spital cu mai multe fracturi. Poliția din Florești a deschis un dosar penal și cercetează cazul. Dacă va fi găsit vinovat, șoferul automobilului riscă până la 7 ani de detenție. Inspectoratul Național de Patrulare menționează că zilnic circa 500 de șoferi sunt depistați în trafic de ofițerii de patrulare conducând cu viteză excesivă. Astfel, în primele 8 luni ale acestui an s-au produs 617 accidente rutiere, în urma cărora 110 persoane au decedat, iar altele 735 au fost rănite. Două dintre persoanele care au murit în urma exploziei din blocul de locuit de pe Bulevardul Moscovei sunt cetățeni ai Israelului. Este vorba despre bărbatul de 77 de ani care a murit la spital și soția acestuia care a fost găsită sub dărâmături. Corpul acesteia a fost găsit pe 8 octombrie la etajul 14. Potrivit presei străine, cei doi soți veniseră în Moldova să-și viziteze fiul și nepoțica născută de doar 6 luni. Vladimir și Irina s-au cazat într-un apartament de la etajul 15 pe care fiul lor l-a închiriat în același bloc în care locuiește și el. În urma deflagrației, apartamentul tânărului nu a fost afectat. Presa scrie că cei doi soți erau împreună de la 14 ani, iar 2 ani în urmă au celebrat nunta de aur. Portalul Vesti scrie că după explozie, corpurile neînsuflețite ale celor doi vor fi repatriate în țara lor. Amintim că în urma exploziei devastatoare produsă în seara de 6 octombrie, în sectorul Râșcani, 4 persoane și-au pierdut viața. O femeie de 30 de ani, fiul ei de 4 ani și cei doi soți veniți din Israel. Alți 8 oameni, între care și un pompier, au fost răniți. Cheltuielile de înmormântare a victimelor exploziei de pe Bulevardul Moscovei vor fi acoperite de către Fundația Primei Doamne Galina Dodon. Despre aceasta a scris pe o rețea de socializare președintele Igor Dodon. Trei persoane, printre care și pompierul rănit în urma deflagrației de pe Bulevardul Moscovei, rămân internate la spitalul de urgență. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, 18 locatari care nu au unde dormi pentru că apartamentele le-au fost distruse vor sta temporar la spitalul feroviar din capitală. Peste 100 de pompieri, polițiști și salvatori lucrează la fața locului pentru a scoate plitele de beton din locuințele afectate. Totodată demontează fragmentele construcțiilor care au avariat apartamentele de la etajele 14, 15 și 16 a scării numărul 6. Cauza deflagrației nu a fost anunțată, dar preliminar, explozia s-ar fi produs din cauza unei butelii de gaz. În seara tragediei, pompierii au găsit o butelie de gaz cu robinetul deschis. Unele surse media scriu că explozia a avut loc în momentul când proprietara apartamentului a intrat în casă și a aprins întrerupătorul, iar în acel moment s-a produs deflagrația, iar ea a fost aruncată din apartament. Femeia de 32 de ani este internată la Institutul de Medicină Urgentă cu arsuri pe 40% din suprafața corpului, starea ei fiind gravă. Până la acest moment, la spital rămân internate trei persoane, printre care și un pompier.
În continuare rămân internate trei persoane în spital, o pacientă în secția reanimare în stare gravă, dar stabilă, un alt bărbat rămâne internat în secția traume asociate, starea pacientului este stabilă și se află în afara pericolului de viață. A treia persoană internată în spital este o femeie care s-a adresat pentru asistență medicală la data de 7 octombrie, adică a doua zi după producerea exploziei. În urma investigațiilor medicale, medicii au diagnosticat pacienta cu traumatism craniocerebral. Starea de sănătate a femeii este de gravitate medie și rămâne internată în spital pentru continuarea tratamentului conservativ. Procuratura din Chișinău a deschis o cauză penală pentru omor din imprudență. Dacă se va demonstra vinovăția proprietarilor unde a fost găsită butelia, atunci ei riscă până la 6 ani de pușcărie. Temporar, 18 locatari au fost cazați la Spitalul Căilor Ferate. În curtea blocului funcționează un cort unde voluntarii donează bunuri de primă necesitate. S-a născut în cămașă. Asta putem spune despre unul dintre bărbații care a supraviețuit în urma exploziei din sectorul Râșcani din Chișinău. Alexandru Mocreac a reușit să iasă singur de sub ruine după ce tavanul s-a prăbușit peste el. Ulterior, bărbatul a fost ajutat de pompieri care l-au scos dintre plăcile de beton. Pe o rețea de socializare au apărut imagini cu momentul când acesta iese de sub dărâmături. Один выжатый. Аккуратно, аккуратно. Выходите на улицу. La 2 zile după cumplitul incident, bărbatul a povestit pentru un portal de știri despre clipele de groază prin care a trecut el, dar și ceilalți locatari ai blocului. Alexandru Mocreac spune că în momentul când s-a produs explozia, era în apartamentul său de la etajul 14 al blocului și privea televizorul. La un moment dat, a auzit mai întâi o bubuitură, iar mai apoi a simțit o lovitură puternică. Bărbatul și-ar fi pierdut cunoștința, iar când și-a revenit, a auzit sirenele pompierilor. Eu am început să gândesc cum pot ieși din situație. Am văzut acolo o bucățică de tavan și unde pot ieși, dar mi-a stricat dulapul. Am căzut de câteva ori și în partea asta, și când încolo și în partea aceea, plus vreo, eu știu, 5-7 metri, iată așa, în genunchi, prin beton, prin tot asta, până am ajuns la ușa etajului 15, unde era pompierul. Din fericire, bărbatul a putut fi salvat, iar acum viața lui este în afara oricărui pericol. Alexandru mai povestește îndurerat că în timp ce încerca să se salveze, auzea strigetele de ajutor ale femeii de 30 de ani, care, din nefericire, a pierdut lupta cu viața. Am auzit-o de sub bucății de beton, chema ajutor. La soțul el, ei chema băiat. Băiatul nu răspundea. Soțul ei era deasupra în agonie și chema băiatul. Bărbatul mai povestește că pompierii și voluntarii s-au mobilizat, iar datorită lor, oamenii au avut cu ce se îmbrăca, unde se încălzi și ce mânca. Amintim că explozia care a avut loc într-un bloc de locuit din sectorul Râșcani al capitalei a distrus 2 familii. În urma deflagrației, o femeie și fiul ei de numai 4 ani, dar și 2 soți veniți din Israel au murit, striviți de pereții din beton care au căzut peste ei. Decanul Facultății de Drept de la Universitatea de Stat din Moldova, Sergiu Brânză, și un coordonator de doctorat au fost reținuți în această după amiază de CNA, într-un dosar de corupție. Presa scrie că cea de-a doua persoană ar fi avocatul Viorel Berliba, care este și el doctor habilitat în drept. Decanul Facultății de Drept este suspectat că ar fi luat mită pentru ca să faciliteze susținerea tezelor de doctorat de către 2 doctoranți. Avocatul ar fi avut rolul de intermediar, iar în luna august ar fi transmis decanului bani în mai multe tranșe. Membrul comisiei de doctorat ar fi acționat în interesul a 2 studenți doctoranți, dar și în interes propriu, deoarece urma să fie evaluat satisfăcător de către Consiliul Științific, dar și remunerat pentru desfășurarea calitativă a activității de conducător de doctorat. Decanul facultății, în schimbul banilor, urma să faciliteze susținerea tezilor de doctorat de către cei 2 doctoranți. Cei 2 au fost reținuți după ce astăzi procurorii anticorupție și ofițerii Centrului Național Anticorupție au efectuat mai multe percheziții în birourile și la domiciliile celor 2. În urma descinderilor, procurorii și ofițerii anticorupție au ridicat mijloace tehnice, purtători de informație și mai multe teze de doctorat. Sergiu Brânză este doctor habilitat în drept și deține funcția de decan al Facultății de Drept de la Universitatea de Stat din Moldova din luna martie a acestui an. Viorel Berliba activează în cadrul unui birou asociat de avocați. Avocații suspecților nu au comentat reținerile.
ar fi fost violată de doi prieteni. Acuzații grave aduse de o tânără de 29 de ani din Chișinău la adresa a doi amici de-ai săi. Într-un comunicat de presă emis de Poliția Capitalei se menționează că aceasta s-ar fi adresat la poliție și ar fi declarat că în noaptea de 7 octombrie cei doi ar fi agresat-o sexual. La scurt timp după ce victima a depus cererea, forțele de ordine i-au reținut pe suspecți. În urma investigațiilor, forțele de ordine au stabilit că femeia de 29 de ani, împreună cu cei doi suspecți, ambii de 30 de ani, ar fi mers la unul dintre bărbați acasă. După o perioadă de timp, cei doi ar fi agresat sexual de mai multe ori tânăra. Potrivit poliției, în apartamentul unde a avut loc totul, forțele de ordine au găsit și un aparat confecționat manual destinat consumului de droguri, un pachetel de tip Ziploc cu rămășițe de substanțe cu miros specific. Toate corpurile delicte au fost transmise spre expertize, iar suspecții reținuți pentru 72 de ore. Dacă vor fi găsiți vinovați, cei doi și-ar putea petrece următorii 12 ani după gratii. Cercetările continuă. Ar fi forțat unul dintre geamurile din termopan ale unei vile din Sângera, ar fi pătruns în locuință și ar fi furat toată tehnica pe care au găsit-o. Un minor de 17 ani și un tânăr de 27 de ani au fost reținuți de polițiști suspectați de furt. Potrivit poliției, cercetările au început după ce proprietarul casei s-a adresat cu o plângere în care a declarat că din locuința sa au dispărut boxele, aspiratorul, aeroterma, dar și un set de lenjerie de pat, toate în valoare de peste 7.000 de lei. La scurt timp, tinerii originari din Ungheni și Fălești au fost identificați și reținuți. În timpul audierilor, aceștia și-ar fi recunoscut vina. Potrivit poliției, anterior, cei doi au fost judecați pentru furturi din automobile. Acum, tinerii sunt cercetați penal pentru furt. Dacă vina lor va fi dovedită, riscă amendă de până la 67.500 de lei sau și-ar putea petrece următorii 4 ani după gratii. Mai multe evenimente din țară și de peste hotare, pe scurt. Un deținut de la penitenciarul numărul 16, Pruncul, a decedat. Tragedia a avut loc pe 8 octombrie, în jurul orei 20 și 30 de minute. Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor, bărbatul de 64 de ani suferea de o boală incurabilă și se afla la tratament. Din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, iar deținutul a decedat. Potrivit autorităților, acesta nu avea semne de moarte violentă. Despre deces au fost anunțate rudele, dar și poliția, procuratura și avocatul poporului. Administrația Națională a Penitenciarelor exprimă condolianțe rudelor apropiate. Rudele și prietenii deținuților continuă să încalce legea și aruncă peste zidurile pușcăriilor diferite obiecte interzise. Ultimele două cazuri s-au înregistrat pe 8 și 9 octombrie în două penitenciare din țară. Ieri, în jurul orei 21, persoane necunoscute au aruncat peste gardul penitenciarului numărul 1 din Taraclia un obiect sferic. Acesta a fost depistat de către gardieni. După ce l-au desfăcut, au constatat că acolo se afla cânepă. Deocamdată nu se știe cui îi era destinat pachetul. Iar în această noapte, alte persoane, identitatea cărora este necunoscută, au aruncat peste gardul penitenciarului numărul 4 de la Cricova un pachet. În urma verificării de către gardieni, a fost depistat și ridicat un telefon mobil cu două cartele SIM. În ambele cazuri au fost sesizate Inspectoratul de Poliție Taraclia și Inspectoratul de Poliție al sectorului Râșcani din Chișinău. Un bărbat din Grimâncăuți, raionul Briceni, este cercetat de către polițiștii de frontieră pentru că transporta puieți de copaci, dar și alte tipuri de plante pentru care nu avea acte de proveniență. La sfârșitul săptămânii trecute, forțele de ordine au reținut mașina condusă de suspect pe traseul Grimâncăuți-Briceni. Potrivit polițiștilor de frontieră, bărbatul ar fi recunoscut că urma să vândă puieții și plantele în piețele din țară. Prin urmare, toate bunurile găsite au fost reținute, iar forțele de ordine continuă investigarea cazului. Un moldovean este cercetat în România pentru că ar fi vrut să treacă frontiera cu un camion și o semiremorcă radiate din circulație de către autoritățile belgiene. Potrivit polițiștilor de frontieră, incidentul a fost înregistrat la sfârșitul săptămânii trecute la punctul de trecere a frontierei Albița-Iași. Bărbatul, în vârstă de 52 de ani, conducea un ansamblu de vehicule care aveau atașate numere verzi de înmatriculare, eliberate în scop comercial de autoritățile din Belgia. Acum, moldoveanul riscă să fie sancționat pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat în afară de teritoriul Belgiei și tractarea unei remorci neînmatriculate. Dacă deții imagini sau informații ce pot deveni o știre, expediază-le pe adresele indicate pe ecran. De asemenea, poți contacta echipa 902 la numărul de telefon 062 071 902. Știrea ta o va vedea o țară întreagă.